O filmare postată online pare să arate mai mulți soldați ucraineni care ucid soldații ruși luați prizoneri de război lângă un sat situat la vest de Kiev. Filmarea cu un puternic impact emoțional a fost postată pe un cont de Telegram și a fost verificată de The New York Times. Scenele s-ar fi petrecut pe 30 martie 2022. Ăsta este încă în viață, filmați acești tâlhari, uite, ăsta este încă în viață, gâfâie, spune un bărbat arătând către un soldat rus cu o haină trasă peste cap, aparent rănit, dar care încă respira. Un soldat îl împușcă pe bărbat de două ori, după ce acesta continuă să se miște soldatul în pușcă din nou, apoi se oprește. Lângă victimă apar cel puțin alți trei soldați ruși, inclusiv unul cu o rană evidentă la cap și care are mâinile legate la spate. Toți poartă haine de camuflaj, iar trei dintre ei au banderole albe la braț, purtate în mod obișnuit de trupele ruse în Ucraina. În jurul victimelor sunt împrăștiate echipamente, iar lângă capul fiecărui bărbat pot fi văzute bălții de sânge. Soldații sunt întinși pe un drum la câțiva metri de un vehicul de luptă de infanterie folosit de unitățile aeriene ruse, se pare că unora dintre soldații ruși le-au fost luate jachetele militare, pantofii și căștile. Pe filmare apar și alte vehicule distruse. Soldații ucraineni pot fi identificați după insignele cu steagul țării și banderolelor albastre. În plus, rostesc slavă ucrainei de mai multe ori. Nu este clar din ce unitate fac parte, dar un personaj din filmare se referă la unii dintre ei numindu-i băieți din Belgravia, cel puțin referindu-se la un complet de locuințe denumit Belgravia, situat la câteva sute de metri de locul atacului.